Cireșele au devenit de mai multă vreme, din cauza prețurilor piperate, fructele bogaților. Un kilogram costă între 20 și 45 de lei. Totul depinde și de sezon, dar și de locația din care le cumperi. Dacă vrei să te bucuri de cireșe, prețurile pot fi și mari și mici. În ciuda vremii extreme, România are șansa să rămână în topul țărilor cu cele mai mari recolte de cireșe din lume. Produce mai mult și decât Japonia, țara cireșilor înfloriți. Cum vrea un român să dea lovitura cu afacerea cu cireșe? Adrian Popescu, un bărbat din București, a decis să profite la maximum de perioada propice a acestor fructe și să facă bani. Adrian are o livadă de cireși în comuna 1 decembrie din apropierea capitalei. Bărbatul s-a bucurat de recolte tot mai bogate de la an la an. Acum este convins că va da lovitura anul acesta cu afacerea sa care îi va aduce o mică avere. Adrian speră că cireșii săi plantați pe o porțiune de 25 de hectare îi vor aduce peste 250.000 de kilograme de cireșe. Toate aceste fructe ar cântări cât 100 de vagoane de metrou, estimează bărbatul. Anul acesta culesul cireșelor a început cu 2 săptămâni mai târziu din cauza temperaturilor scăzute. Chiar și așa, bărbatul este convins că livada sa nu a fost afectată. Noi ne-am apucat pe 26 mai anul acesta. Cu ani în urmă ne-am apucat pe 17 mai, 14 mai, a spus Adrian Popescu. Țara noastră este pe locul 9 la producția de cireșe în Europa. Pe primele locuri în top se află Spania, urmată de Italia și Grecia. Unii fermieri români vând marfa în marile magazine. România a avut anul trecut o recoltă de 3 ori mai mare decât cea din Japonia, țara cireșilor înfloriți. Anual sunt culese aproximativ 40.000 de tone de fructe dulci și roșii. Pe primul loc este Turcia, urmată de Statele Unite pe locul 2 și Chile pe ultimul loc pe podium, relatează fanatic.ro.